O întrebare care cred că ar putea să-i frământe pe mulți dintre părinți. Ce sunt ei pentru copiilor? Adică, unde se termină partea de alint și unde începe momentul de exercitare al autorității? Bună ziua! Astăzi vreau să vă vorbesc despre două concepte foarte importante în educația și în felul în care relaționați cu copiii voștri. Atunci când devenim părinții, adică când se adaugă acest rol în viața noastră, noi avem două funcții. Mama, adică părintele feminin, are funcția mama și mamică, și părintele de sex masculin are funcția tata și tătic. Funcțiile mămică și tătic sunt funcțiile gratifiante, adică cele care spun da, cele care ras față, cele care dau încă o ciocolată, îl mai lasă un pic la desene animate, îl mai lasă un pic pe tabletă să mai joace un pic, care îl lasă în cada să se joace mai mult și care primește tot ceea ce vine de la copil. Fie că e un desen, fie că când sunt bebelușii și fac caca sau cad. Deci noi primim tot ce vine de la copil. Deci, funcția mămică, funcția tatic, este funcția care oferă și care primește de la copil și care spune da. În momentul în care eu dau suficientă mamă, suficientă mămică, suficient tatic copilului, copilul se simte iubit, se simte acceptat, se simte recunoscut și că are un loc în familie și în lume. Deci vedeți, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului. Celelalte două funcții, funcția mamă, funcția tată, sunt funcțiile educatoare frustrante, adică cele care vor cere, vor avea exigențe și că vor spune nu. Și bineînțeles, când îi spunem nu, copilul se frustrează. Dar este o frustrare foarte sănătoasă pentru el, dacă este dată cu măsură. Da? Funcția mamă și funcția tată este funcția care cadrează dezvoltarea copilului. Da? Deci face un cadru înăuntrul căruia copilul își va dezvolta propria autonomia, astfel încât la 18, 20, 24 de ani să poată să fie pe picioarele proprii, sigur de el, autonom și fericit eventual. Pentru că asta ne dorim cu toții, copiii noștri să ajungă niște adulți fericiți. Da? Felul în care vom cadra relația aceasta prin mama și tată este prin cerințe și prin reguli și câteodată prin exigențe. Atunci îi vom da copilului posibilitatea să exerseze în siguranță autonomie. Adică, când o să fie bebeluș, cadrul va fi pătuțul lui. El poate să se joace cu ceea ce vrea în pătuțul lui. Pe măsură ce crește, cadrul acesta se largește, regulile devin mai largi pentru că el a învățat deja să fie mai autonom. Da? Deci când are un copil, nu știu, 3-4 ani, va fi un cadru. Deci nu are voie să deseneze pe pereți, nu are voie să uite, să scoată capul de pe geam, etc. Deci regulile sunt legate de ce să facă și cum să facă. Deci cum să stea pe scaun, cum să mănânce, etc., etc., etc. Când el crește și devine adolescent, nu mai sunt valabile aceste reguli. Sunt alte reguli. Să ajungă la timp, să se ducă la petreceri și să se întoarcă, să spună unde este, să dea telefoane, să-și facă temele, să învețe într-un fel, să respecte alte reguli de socializare sau în weekend o să aibă probabil mai multe responsabilități acasă. Vedeți, cadrul se largește pe măsură ce copilul crește. Cadrul îl pune fiecare părinte în parte și prin acest cadru, prin funcția mama și tată, copilul se simte protejat și în siguranță. E știe că dacă el are o problemă,
dacă el are nevoie de un sfat, are nevoie de un sprijin, are nevoie să iasă de o confuzie, dacă este într-o dificultate cu un prieten, părintele o să poată să-i zică asta e așa și asta nu e așa și până aici pot să faci și până aici nu pot să faci. Și asta face că relația să fie fiabilă. El se simte în siguranță și ca se poate baza pe părintele lui ca să-și dezvolte autonomie. Și încredere în el și multe alte lucruri stau la bază acestei funcție mama și tată. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.